Poate Chloe chiar are dreptate într-un fel, Tiki. Nu m-am schimbat. Uite cum mă încurc mereu când am o simplă conversație cu Adrian. Cum sunt în fața lui, cum inima mea începe să bată nebunește și cuvintele mele se răstălmăcesc fără să aibă nicio noimă. Parcă sunt paralizată. Hey. Bună! Eu voiam să-ți... dar unde au făcut? Adică să-ți dar un dau pe care l-am făcut. Adică... parte. Sunt peste deghizarea aceasta. În fiecare zi ne vedem și sper că vei fi a mea. Împreună iubirea noastră poate fi reală. Te rog, vrei să fii, vrei iubita, să fii mea? Iubita mea? E așa frumoasă. Dar nu voi ști ce crede despre mine. Sau pentru cine a scris poezia asta. Sunt așa de năucă. Ba nu ești, Marinet. Te-ai schimbat mult de la începutul anului și de când l-ai cunoscut pe Adrian. Ai dreptate, m-am schimbat. Am devenit și mai împiedicată de când îl știu. Nu! Gândește-te câte lucruri ai făcut încă din prima zi de școală. Ai fost la cinema cu Adrian? Da, cum am putut să uit? În pijamale și prosop. Așa e, poate nu-i cel mai bun exemplu. Dar atunci când ați exersat pentru concursul de jocuri video, chiar aici în camera ta. Nu, iar tu, îl iau eu pe celălalt. Și când ai jucat scrimă cu el? Atac! Duș! Pum! Continuă! Mersi! Eu doar am fandat. Ai reflexe bune. Adrian a devenit un bun prieten. Așa este. N-ai avut ocazia să-l deschizi cu tot ce s-a întâmplat. Port mereu cu mine talismanul norocos de la tine. Și cred că funcționează. Ești așa minunat. E minunat. Ce șarm. Talisman. Adică îl voi purta cu noroc. Adică, de fapt, mulțumesc. Adrian a devenit un prieten cu care pot vorbi despre orice. Mai puțin când e vorba de ce simt pentru el. E mai bine decât deloc, nu? Mai poți fi îndrăgostit de cineva după ce a devenit prietenul tău? Sau crezi că voi putea să-i zic vreodată că pentru mine e mai mult decât un prieten? În atenția doamnei Tsurugi, chiar dacă lucrurile nu merg conform planului, schimbarea poate fi bună. Sunt încrezător că va însemna doar întărirea acordului nostru. Așa e. Nu merg conform planului. Nici pentru mine. Nu are rost să-l aștepți pe tatăl tău, Adrian. Nu trebuia să mă angajez aici. E prea mult uneori. Nu uita să practici pianul înainte să mergi la somn. Urmărindu-l pe Adrian crescând, afecțiunea mea pentru el a crescut și ea. Sunt sigură că va înțelege, domnule. Tata anulează, nu? Stai să ghicesc, a apărut ceva. Da, dar a rezervat cele mai bune locuri pentru tine, Adrian. În primul rând. Ca de obicei, ce e cel mai scump? Antrenamentul de scrimă e programat la 6:05 și ora de chineză la 6:35, exact așa cum ți-ai dorit. Și nu uita că trebuie să fii prezent la Gala Eroilor, a Fundației Agrest. Voi fi acolo, sigur. Privind-o pe Emily căzând mai adânc într-un somn infinit, s-a adâncit și tristețea mea pentru ea. Și încetul cu încetul, admirația mea pentru Gabriel. Un om care ar face orice pentru familia lui s-a transformat în altceva. N-am crezut că pot avea sentimentele acestea. Aș face orice pentru Gabriel Agrest, indiferent ce ar fi. Ești pregătită, Natalie? Te-au împiedicat de la a-ți îndeplini visul prea mult timp. Voi face tot ce pot să închei domnia Buburuzei și a lui Motan Noir. Bine. Natalie, ești în regulă? Da, mulțumesc, domnule. Simt o emoție negativă. Vom termina mai târziu.